Ce demersuri s-au făcut împotriva părinților? Împotriva părinților, demersurile sunt efectuate de către Inspectoratul Județean de Poliție pentru cercetarea faptelor. Noi, demersul nostru a constat în preluarea copilor în regim de urgență în 31 a 10-a, dar acest lucru nu l-am reușit, deoarece legea nu ne permite să preluăm copii decât dacă avem acordul părinților sau reprezentanților legali. Acest demers a fost îngreunat, deși am verificat și locația copilor de la Jibou, unde au fost duși copiii de către părinți sau de către alte rude. Atunci am sesizat instanța, fiindcă următoarea cale a noastră este sesizarea instanței, am sesizat instanța de judecată. Din păcate am primit termenul pentru data de 2 a 12-a, deși acest termen, cum am mai precizat, era obligatoriu măcar în 10 zile să-l primim. Astăzi, ultima informație este că s-a judecat cauza în jurul amiezei și am primit termen pe 17-11-2011, deși cu citarea părților, noi am solicitat în cererea noastră judecarea în lipsă. Am considerat că avem destule probe, atât de la Spitalul din Cluj, UPU din Cluj și Grigore Alexandrescu, pentru a putea prelua în regim de urgență fără citarea părților și să câștigăm timp, dar din păcate termenul este 17-11-2011 cu citarea părților, a noastră și a părinților. Părinții pot să spună în instanță altceva și ne putem aștepta de la acest lucru, fiindcă de-a lungul timpului tot timpul ne-au mințit. Avem confirmarea că și copiii ne-au spus că n-au acte, dar au acte, au documente de naștere, au chiar și alocații de stat, de care ei beneficiază, mama, fiindcă vreau să specific o dată, tatăl este există un tatăl, dar nu este trecut în actele copiilor, fiindcă nu are documente. Are doar un certificat de naștere din informațiile noastre. Iar această mamă, la vârsta de 26 de ani, are 8 copii, din care unul este în plasament la bunica maternă, unul din altă relație față de ce are cu acest concubin. Încercăm să monitorizăm în continuare cazul, este în atenția noastră, rugăm și să ne sprijine primăria orașului Jibou în acest moment, că acolo sunt copiii la bunica maternă, și cu poliția, ca să nu se mai întâmple până se va judeca procesul în 17, să nu se mai întâmple ceva cu acești copii. Din păcate, legea nu este de partea noastră, deși este în atenția noastră cazul și împreună cu primăria Românaș am monitorizat foarte atent cazul. Am încercat în mai multe, chiar consilierea părinților să le explicăm că o măsură de protecție nu înseamnă o măsură definitivă și să preluăm copiii doar până își vor rezolva problemele materiale, dar nici măcar acest lucru nu au fost de acord. Fiindcă o măsură de protecție nu este definitivă. Părinții, dacă își rezolvau problema locativă, că acolo a fost problema, fiindcă le-a luat foc casa în urmă cu câțiva ani, puteau să stea o perioadă copii și, pe urmă, să-și preia copii dacă demonstrau că s-au îmbunătățit condițiile, măcar cele materiale. Noi nu luăm copii având în vedere doar condițiile materiale. Dacă părinții sunt interesați, dar, din păcate, de multe ori nu putem demonstra acest lucru, că părinții sunt dezinteresați, ca și în acest caz, chiar și instanța ne-a amânat pentru data de 17, deși noi considerăm că este un caz urgent, să acționăm în regim de urgență. Am spus și repet încă o dată, legea nu este de partea noastră și nu putem face, fiindcă colegii mei sunt într-un pericol iminent, periodic, au fost amenințați de familia, de această familie și de alte familii din acea comunitate. Sunt comunități foarte reticente la sprijinul nostru și al primăriei. Deci și primăria și noi de multe ori încercăm să intervenim în aceste comunități, dar nu avem sprijinul. Dacă ar exista mediatorii sociale în aceste comunități, poate ne-ar fi mai ușor, dar prea puține au. Și nu reușim să mediem acest conflict și să le explicăm că noi vrem să venim în sprijinul lor. Noi avem foarte mulți copii în sistemul de protecție, nu dorim neapărat să avem copii pentru a avea un loc de muncă și vrem să venim în sprijinul lor, dar din păcate nimeni nu ne sprijină. Și nu avem puterea legală să intervenim mai mult decât se poate în acest moment. Poate legea se va schimba.